Ce sunt tumorile suprafeței oculare și de ce apar? Tumorile suprafeței oculare sunt afecțiuni care se clasifică în benigne și maligne în funcție de tipul celulelor din care provin și de modul lor de proliferare. Cele benigne pot fi de mai multe feluri, inflamatorii, congenitale și degenerative. Ele pot fi mai mult sau mai puțin pigmentate, brun sau roz-gri. Cele benigne sunt mai frecvente. Dintre tumorile benigne, nevii pigmentați conjunctivali sunt cel mai frecvent întâlniți în patologia oftalmologică, 30% dintre ei fiind în realitate slab pigmentați sau chiar fără culoare. Melanomul malign este forma cea mai agresivă de tumoră conjunctivală, apare rar, mai rar chiar decât melanomul coroidian sau decât cel cutanat, dar prin agresivitatea și prognosticul lui rezervat, impune o atitudine terapeutică radicală. Cu alte cuvinte, prezentarea la medicul oftalmolog pentru depistarea la timp a oricărei leziuni posibil maligne este foarte importantă. Deci, practic, pacienții, ce trebuie să observe pe suprafața ochiului care să-i alarmeze suficient de mult să ducă la oftalmolog? Cum arată, de fapt? Orice leziune de pe suprafața ochiului, fie că este colorată sau nu, ridică niște semne de întrebare în momentul în care își modifică forma, dimensiunile, culoarea și consistența. Atunci este momentul ca pacientul să se prezinte la medicul oftalmolog. Unele tumori se pot dezvolta pe leziuni preexistente, tocmai de aici semnele de întrebare vis-a-vis de modificarea aspectului, altele se dezvoltă de novo. Sunt forme care pot înșela chiar și medicul oftalmolog ca natură. Ele par a fi benigne, dar în realitate evoluția lor nu este deloc așa cum pare la examenul clinic. Și tratamentul în ce constă? În afecțiunile aparent benigne, în tumorile aparent benigne, se urmărește evoluția în timp prin fotografii seriate pentru a se surprinde la momentul potrivit orice modificare de aspect și în momentul în care se observă această modificare se realizează intervenția chirurgicală. Pentru leziunile care de la început prezintă un aspect posibil malign, este recomandată intervenția chirurgicală pe prima. Aceasta constând în excizia cât mai completă, în limite de siguranță oncologică, adică în țesut sănătos, la distanță de leziunea principală și înlocuirea defectului restant cu grefă conjunctivală sau de membrană amniotică, dacă se poate în același timp operator, pentru un efect cosmetic cât mai bun. Iar perioada de recuperare postoperatorie, cum... Perioada variază în funcție de dimensiunile inițiale ale formațiunii tumorale. Cu cât aceasta este mai mică, cu atât recuperarea este mai rapidă. În situația în care nu se efectuează și plasticul grefe, recuperarea este mai rapidă. După realizarea unui transplant de grefă conjunctivală, recuperarea este ceva mai lentă, durând până la 3, poate chiar 4 săptămâni, până la dezroșirea completă a ochiului. Sunt situații în care sunt necesare tratamente complementare în leziunile maligne, în care intervenția chirurgicală nu a putut realiza o excizie completă, se asociază postoperator tratamente cu citostatice local sau crioterapie sau chiar combinația acestora. Cel mai important după intervenția chirurgicală este rezultatul histopatologic, mai precis al formei celulare care predomină în tumoarea respectivă. Prognosticul postoperator al pacienților este strict dependent de acest rezultat histopatologic și de rapiditatea prezentării la medicul oftalmolog. Cât sunt de riscante pentru vedere, efectiv?
Formațiunile tumorale situate la distanță de cornee, de partea centrală a ochiului, și care au un aspect benign, nu sunt riscante pentru vedere. Cele care evoluează pe conjunctiva bulbară, deci pe ceea ce vedem noi pe suprafața ochiului, către centrul ochiului, către cornee, sau la limbul sclerocornean, zona de tranziție dintre conjunctivă și cornee, pun în pericol și vederea, dar și viața, în situația în care pot fi maligne. Și ne putem proteja împotriva lor? Da, există o strânsă legătură între apariția tumorilor maligne conjunctivale și radiația ultravioletă în exces, deci expunerea la razele solare ar trebui să fie cât mai redusă cu putință. Ochelarii de soare, pălăriile vara, ne protejează pe cât se poate de mult.